Pe litoral, zilele acestea este forfotă mare. Odată cu anunțul făcut de premierul Ludovic Orban că restricțiile se vor relaxa de pe data de 15 mai și hotelurile de pe litoral vor fi deschise, agenții economici pun la punct ultimele detalii. În schimb, terasele, restaurantele și beach barurile vor rămâne cel puțin pentru moment închise. Până când autoritățile vor lua măsuri clare, hotelierii s-au gândit să-și reconfigureze restaurantele. Să creăm niște fluxuri în care turiștii să nu se întâlnească. Noi, ca și locație, avem, de exemplu, acest restaurant de 1000 de metri pătrați, cu 4 căi de acces. Prima cale de acces este dinspre hotel. Acolo vom organiza o zonă de servire a mesei plus o zonă cu 10-20 de mese la care vor sta doar familiile. Le pot configura foarte simplu și voi crea o distanță de 2 metri între fiecare masă. Hotelierii și-au chemat oamenii de acasă pentru a pregăti marea deschidere și iau în calcul o serie de măsuri de siguranță. Vom pune în holul hotelului aparate pentru dezinfectat, vom avea grijă să păstreze anumite distanțe prin hotel între ei. În ceea ce privește camerele, noi oricum aveam implementat un sistem de curățenie al camerei cu produse profesionale. De data aceasta vom avea mai multă atenție și personalul nostru purta mănuși oricum când făceau curățenie, dar vor avea probabil și măști. Noi momentan ne pregătim, achiziționăm lămpii speciale care purifică aerul, dezinfectanți, avem mașini care dezinfectează pardoselile, curăță absolut toate suprafețele. Sperăm ca aceste măsuri să fie de bun augur și oamenii să privească cu încredere venitul la mare. Primii turiști sunt așteptați la malul mării peste 3 săptămâni, în primul weekend după ridicarea restricțiilor. Sunt solicitate și hotelurile, dar în primul rând apartamentele de vacanță, iar noi pe litoral avem din plin câteva mii de apartamente de vacanță în Mamaia și Mamaia Nord-Năvodari. Sunt solicitate vilele turistice, de asemenea, pensiunile în zonele montane, iar pentru litoral chiar și hotelurile, deși în acest moment nu sunt stabilite încă, măsurile ce trebuie adoptate pentru a putea să deschidem și restaurantele și cafenelele. Lucrăm în această săptămână la setul de măsuri pentru alimentație publică, pentru că este normal ca oamenii, odată ce pot călători, să ajungă într-o destinație chiar și pentru un weekend, nu neapărat pentru vacanța cea mare, dar să poată servi și masa. Anul acesta vom avea parte cel mai probabil de o vară neobișnuită, cu reguli de distanțare care să ne țină în siguranță, iar reguli noi vor fi și la plajă. Șezlongurile le-am pus la o distanță mai mare chiar decât cea prevede acum în ordonanță. Le-am răsfirat foarte tare pe plajă. Ne gândim chiar și la saltele să le facem cumva de unică folosință sau să le punem ceva. Astăzi mi-a venit ideea, să vedem dacă este și fezabil din punct de vedere al costurilor. Dacă nu, în mod clar, obligatoriu, fiecare turist, până acum se mai întâmpla să vină fără prosop de acasă, dar acum, clar, 100%, să nu vină om după om pe aceeași saltea. Autoritățile au anunțat că după ce se va încheia starea de urgență, hotelurile pot fi deschise, însă trebuie respectate regulile de igienă și distanțare socială.